În aceste zile de primăvară, aleea principală a orașului Cernăuți și piața Filarmonicii arată ca în poveste. Au înflorit cei peste 100 de arbori de sakura. Spre deosebire de anii precedenți, anul acesta cireșii japonezi au înflorit la Cernăuți mult mai târziu, din cauza temperaturilor scăzute. În piața Filarmonicii, dar și pe bulevardul principal din orașul Cernăuți, a înflorit sakura. Cernăuțenii și oaspeții orașului vin zilnic să admire această priveliște de poveste, cireșii japonezi, perioada de înflorire a cărora durează nu mai mult de 10 zile. În aceste zile de mai, orașul Cernăuți a devenit mult mai atractiv după ce au fost relaxate măsurile de carantină, dar și datorită acestor pomi decorativi care creează un peisaj impresionant. Mulți cernăuțeni și oaspeți ai orașului vin special să admire sakura, să se fotografieze lângă aceste flori de cireș japonez. Sunt momente unice. Aceste zile de mai sunt fermecătoare. Aflându-te în centrul orașului Cernăuți, vrând nevrând, te oprești lângă piața Filarmonicii pentru a te încânta de această frumusețe. Ori sakura este fermecătoare prin culorile sale calde, sincere, care te inspiră și îți creează buna dispoziție. Priviți ce frumusețe este aici! Cum oamenii vin și se bucură. Sunt foarte mulți copii, toți se odihnesc. Mulțumim pentru această frumusețe! Aleea cu cireș japonez este locul potrivit pentru plimbări în aer liber, recomandate de psihologi pentru reducerea stresului și anxietății provocate de măsurile stricte impuse de pandemia de COVID-19. Îmi place des să mă plimb pe străzile orașului Cernăuți, în special acum când totul înflorește. Să vin aici, în acest loc extraordinar de frumos. Nu este posibil să mergi pur și simplu pe stradă fără să faci fotografie lângă sakura. Îndemn pe toți cei care vor veni la Cernăuți să viziteze piața Filarmonicii și neapărat să admire această frumusețe. Pentru prima dată la Cernăuți au fost aduși și sădiți pomi de sakura acum 15 ani, când urma să fie amenajată și inaugurată piața Filarmonicii și fântâna arteziană din centrul acestei pieți, aflate în inima orașului Cernăuți. Primii puieți de sakura au fost donați cernăuțenilor de guvernul Japoniei. De atunci, din 2006 și până acum, acești copaci au prins viață, s-au acomodat perfect la condițiile climaterice din zona Bucovinei și astăzi sunt cei mai frumoși și mai atractivi arbori din orașul Cernăuți, florile cărora se vor menține până spre mijlocul lunii mai.